ești pe telefon! Toată ziua ești în lumea ta! Cu mândrele tale, crezi că n-am văzut? Da, acum am terminat de făcut curățenie în debaraj și mă relaxam o țiră. Da, am văzut, ai golit sticlele, pe toate. Pe toate le-am golit, să știi. Și le-am și dus la gunoi. Plastic la plastic, sticlă la sticlă. Toată ziua ești cu ochii în telefon. Toată ziua, Nicu, înainte erai doar cu ochii pe mine. Da, dar căutam... Ce căutai? Cadou de ziua femei? E târziu deja, stai liniștit. E că eu sunt mai superstițios. Așa. De 24 de dragobete ți-am luat ghiocei și-a pornit Putin invazia în Ucraina. Și? Deci am zis că dacă de 8 martie îți cumpăr cadou și ți-l dau, o să dea cu nucleare. Da. Și-o fiu superstițios, nu? Bine. Atunci auzi aici o superstiție. Dacă nu mi-ai cadou de 8 martie, nu mai pupi zeamă caldă 3 luni. No, bine, tu, mame, acum nu-mi dau ultimatumuri de astea. Mă așteptam și eu, măcar, nu știu, de 1 martie, de exemplu, să mă fi dus într-un loc scump, la un restaurant, ceva, orice. Te-am dus la mama. Am zis loc scump, Nicu. Păi o veni factura de gaz, 15 milioane, 1500 de lei. Dacă nici ăla nu-i loc scump, scuză-mă. Bine, dar eu mă referem la un, nu știu, la un loc intim, așa, știi? Păi garsoniera lui mama are 11 metri pătrați. Ce vrei mai intim de atâta, dragă? Auzi, de Valentine's nimic. De dragobete nada, de 1 martie zero, dar până când? Iubirică, dragă, toate scumpe. Gazul e scump, benzina e scumpă, energia e scumpă. Și tu ești o scumpă, cea mai scumpă. Bine, dar puteai și tu măcar să-mi iei, nu știu, un parfum, o atenție, ceva. Și cine să ți-l miroasă? Că nu mai am miros de la COVID, poate... Auzi, știi ce nu te scoate? Eu nu mă scot, dar am citit pe un site pentru femei și am citit că de 8 martie e frumos să-i oferi persoane iubite atenții. Aha. Și toată ziua am fost atent cu tine, n-ai observat? Nu, cum? Am fost atent și am văzut că ai stat 3 ore pe Facebook, o oră pe Instagram, jumătate de oră ți-ai făcut poze pentru Instagram, ți-ai pus filtre, ai postat pe Instagram, am fost atent și am văzut tot. Auzi, atunci fii atent la asta, dacă nu mi-ai cadou de 8 martie, te las. Gata. Nu, știi ceva? Tot timpul mă critici că nu-ți iau cadou potrivit, că uit aniversările noastre. Dar tu, ce mi-ai luat de Valentine's Day? Ți-am luat o cremă pentru hemoroizi. Foarte romantic. Da, pentru că prea te tragi pe fund când să-mi iei un cadou.